Bună ziua, vrăjitori! Bună ziua, vrăjitoare! Sunt Mira și bine v-am regăsit pe canalul meu de magie. Astăzi am un ritual pentru a restabili liniștea și pacea într-o familie sau într-o relație. Acest ritual vine făcut cu o portocală. Este foarte simplu și foarte, foarte puternic. Când se face acest ritual? Acest ritual vine făcut atunci când fie ați adus acasă și în acest moment mă adresez unei cliente care și-a dus bărbatul prin vrăjitorie acasă cu ajutorul meu. Eu am insistat să-i spun după ce s-au împăcat să continuă să facă ritualuri de îndulcire pentru că acest bărbat o abandonase pe ea și pe copilașul lor micuț pe motiv că a plecat la lucru în străinătate unde a găsit o altă domnișoară care lucra într-un local de noapte, bineînțeles că l-a prins, ea, o fată, dacă mă ascultă, să știe despre cine e vorba. Ea m-a contactat prin ritualuri, l-am adus acasă pe acest bărbat, dar el, fiind adus cu vrăj, nu a rămas. Pentru că se întâmplă așa, dacă aduci bărbatul cu vrăj acasă sau femeia, după ce ai obținut ceea ce ai vrut, fie că continui să faci îndulciri, fie că în fiecare săptămână, îți alegi o zi de săptămână, în care aprinzi lumânări, faci o rugăciune și o donație, un altar, să zic așa, Sfântului cu care tu ai lucrat, care te-a ajutat. Ok. În fine. Deci, în cazurile în care ați avut un an greu, ați avut lucruri urâte în spate, certuri, reproșuri, și continuați să fiți în aceeași relație cu persoana cu care s-au întâmplat aceste lucruri, atunci faceți acest ritual. Deci avem nevoie de o portocale pe care o vom tăia în două jumătăți, vom obține două jumătăți, faceți în mod să fie cât de cât egale. Avem nevoie de trei lumânări albe neapărat, acum o să vă arăt și altarul meu. Nu o să mă mai vedeți în față, dar important este să vedeți ce fac, nu ce zic. Și să auziți ce zic, scuzați-mă. Avem nevoie de aceste trei lumânări albe în jurul unei farfurii. Folosiți decât materiale de sticlă pentru acest ritual sau porțelan. Eu am pus acest vas, nu este obligatoriu să-l puneți, puteți să folosiți un pahar sau un suport pe care portocala va rămâne dreaptă. Eu m-am gândit că aici va rămâne dreaptă, deși nu e chiar dreaptă, dreaptă. Avem nevoie de ace, o hârtie albă, pix roșu, scorțișoară și salivă. Puteți folosi și cuișoare. Nu sunt obligatorii. Cuișoarele, în momentul în care lipsește pasiunea, lipsește comunicarea, lipsesc mai multe, puteți să puneți pe fundul paharului sau suportului unde puneți portocala, unde veți pune portocala, o mânuță de cuișoare ca să atragă mai mult, atragă atenția partenerului sau partenerei voastre. După care luăm scorțișoara, eu am uitat să cumpăr și aici nu am, și punem pe o jumătate, nu contează pe care, punem scorțișoară. În momentul în care noi facem acest ritual, o să ne concentrăm și o să ne gândim ceea ce noi vrem de la acest ritual. De exemplu, eu vreau să am liniște și pace, înțelegere și dragoste în casă, să se uite toate episoadele urâte din anii precedenți, din anul trecut, din toate certurile prin care un cuplu trece și iau o bucată de hârtie. Bineînțeles, în acest moment mă gândesc la fel. Avem nevoie și de zahăr. Mă gândesc la fel, la același lucru care eu vreau să obțin de la această portocală și de la acest ritual, de la această îndulcire. De fapt, acest ritual se cheamă reechilibrare familiară sau reechilibrare de relație. Hârtia o pregătim așa cum am pregătit în fiecare ritual, cu un șel frumos. O încărcăm cu energie așa cum știți că se face. Jumătatea de portocală cu scorțișoară o punem deja pe suportul nostru ca să ne fie mai ușor să lucrăm, iar pe cealaltă o presărăm cu zahăr.
O să știu deja că o să mă întrebați, se poate și miere? Nu se poate miere. Dacă vreți să fie mai ușor, puneți zahăr în farfurie. Dacă nu ați tăiat bine sau nu este dreaptă portocala, portocala fiind umedă, ia uitați, a luat destul de mult zahăr. Așa, acum pe hârtia albă care ați pregătit-o cu pix roșu, dacă îl faceți pentru voi, deasupra scriem numele partenerului sau partenerei. Dacă îl faceți pentru altcineva, nu contează ordinea în care scrieți numele. Pe aceeași hârtie, ia să o facem mai micuță pentru că nu trebuie împachetat, trebuie ținut așa. Vom scrie numele și prenumele persoanelor care sunt de îndulcit, care trebuie să uite răul care și l-au făcut unui altuia. Deci nu este valabil decât pentru neapărat pentru răul care vi l-a făcut soțul sau soția și pentru răul care voi l-ați făcut lui sau ei. Persoana pe care noi o punem în acest ritual va uita și va trece peste, va reuși să ierte tot răul făcut în anii trecuți, în episoadele trecute, episoade, nu mă refer la un film, mă refer la viața voastră, în episoadele din viața voastră trecute. Ok, deci sus numele persoanei care este cu voi în cuplu, iar dedesubt numele vostru. Cu pix roșu. Nu este necesar să puneți și data de naștere, pentru că este oricum un cuplu deja stabilit. Așa nu poate fi făcut când persoanele sunt despărțite. Acum ce vom face? Luăm salivă din gura noastră pe două degete. Puteți și direct cu limba să lingeți, dar eu vă arăt pe două degete, că nu o să mă pun să ling în fața voastră hârtiile. Important este să fie multă salivă, da? Și dați cu mâna pe hârtie să se îmbibe bine, 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 să fie udă hârtia. Vedeți? E udă, nu mai este dreaptă. Așa. Pe amândouă numele. Ok? Peste vom pune din nou scorțișoară. Pentru că știți că scorțișoara este regina dragostei. Ea cheamă dragostea. Așa. Să fie numele acoperite bine de scorțișoară. Amândouă. Vedeți? Așa. Iar acum o așezăm această hârtie pe portocală, pe partea de jos. Puteți să o și împachetați dacă e foarte mare, dar eu vreau să fie în contact direct cu zahărul și cu... Uite, putem să o și împachetăm ca să zicem că unim acest cuplu mai mult. Este același lucru dacă îl puneți împachetat sau despachetat. Acum punem cealaltă jumătate deasupra. Facem cruce în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, ca acest cuplu să rămână unit pentru totdeauna fericit și să ierte toate păcatele și toate greșelile unul altora, să poată să meargă înainte și să fie fericiți. Și acum ce vom face? Ca să ținem această portocală împreună, să nu se desfacă bucățile, înțepăm cu aceeași de flori, înțepăm bine cele două jumătăți. Facem în așa fel încât să rămână împreună. Nu contează câte ace puneți. Important este să fie ținută împreună. Că nu prea e ușor. Așa. Trebuie cumva să prindeți coaja. Eu am și mici, am și mari ace. Încerc să folosesc să văd care mă pot ajuta mai mult. Alea mici nu prea bune. Ia să vedem mai mari un pic. Și o vom lăsa
până se vor stinge lumânările, cele trei lumânări albe. Când se vor stinge cele trei lumânări albe, puteți să o îngropați în casa voastră sau puteți să o duceți afară din casă. Stați că mă sună cineva. Sau să o duceți afară din casă, să o îngropați afară din casă, dar să fie într-un loc unde nimeni să nu o găsească și nimeni să o poată dezgropa sau să o poată arunca. Această portocală va trebui să rămână mult timp ascunsă, chiar ani și ani de zile. Cu cât va rămâne mai mult timp ascunsă, cu atât raportul vostru va fi mai frumos, va înflori, va fi mai dulce, va fi... Nu veți mai face caz greșelilor, chiar și trădărilor din trecut. De exemplu, dacă nu reușiți să uitați o trădare care avea fost adusă de către partenerul vostru sau partenera voastră, acest ritual este ideal ca să treceți peste și să continuați să faceți viața mai departe așa cum veți, da? Cum vreți. Dacă reușiți să-l faceți, să-l țineți în casă, la o floare frumoasă care nu se va usca sau în grădina casei și știți că nimeni nu-l va scoate din pământ, este mai bine că este în casă cu voi. Dar dacă nu reușiți și vreți să-l duceți departe, puteți să-l duceți departe de casă. Important este să fie un loc frumos, să fie un loc de unde nu va fi cu siguranță scos afară, nimeni nu-l va scoate și nimeni nu-l va arunca. Și cu cât va rămâne mai mult îngropat, cu atât mai puternică și mai mult va dura relația și mai frumoasă va fi relația dintre voi și persoana pentru care l-ați făcut. Puteți să-l faceți și pentru alte persoane. Este cam greu de închis portocala asta cu ace, mi-ar fi trebuit ace mai mari. Eu vă recomand să-l faceți cu încredere, mai ales acum că este început de an, să uităm răul făcut, care ni l-au făcut și să... Ah! Am pus și un pic de sânge de-al meu, cum am înțepat. Și să lăsăm să intre binele. Asta a fost tot. Acesta este ritualul, acesta este portocala. Așteptăm ca lumânările să se stingă. Și ne ducem și îl îngropăm. Faceți-l cu încredere pentru că este salvarea relației voastre. Eu vă îmbrățișez cu drag, vă doresc numai bine și ne vedem în continuare.